Una dintre sportivele cele mai îndreptățite să spere la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo este luptătoarea Alina Vuc. Legitimată la clubul Steaua București, Alina este liderul categoriei 50 de kilograme în clasamentul United World Wrestling și este vicecampioană mondială în exercițiu după finala pierdută în 2019 în fața Mariei Stadnic din Azerbaidjan. După două săptămâni de cantonament la Izvorani, Alina se pregătește alături de lotul olimpic de lupte în stațiunea Costinești. De pe nisipul fierbinte de la malul mării, sportiva de 26 de ani ne transmite că este extrem de motivată și promite că va da totul pentru o medalie olimpică la Tokyo în 2021. Alina, cum a fost revenirea la antrenamente după două luni de izolare? Ne-am bucurat foarte mult că am început pregătirea comună la Izvorani și a fost destul de greu. Am stat o lună acolo izolați, dar trebuia să facem asta pentru că trebuia să începem cumva. Cum a fost cantonamentul la Izvorani? A fost foarte bine că am avut pregătire centralizată pentru că am stat destul de mult timp acasă și cantonamentul de la Izvorani a prins foarte bine după această perioadă grea. Ce fel de pregătire faci acum cu lotul la mare? Facem mai mult pregătire fizică de o lună și jumătate pentru că deocamdată la sportul nostru nu este permis contactul, dar este bine și așa pentru că suntem toți și este totul organizat. Care este lucrul care ți-a lipsit cel mai mult în perioada de izolare? Libertatea și deplasările, pentru că noi suntem obișnuiți să fim mereu plecați de acasă, mereu în cantonamente, iar acum am stat acasă atât de mult timp. Din punctul tău de vedere, este bine că s-au amânat Jocurile Olimpice cu un an? Ținând cont că această perioadă a fost destul de lungă, da, cred că este bine că s-au amânat jocurile, pentru că nu poți merge la Jocurile Olimpice, care sunt odată la 4 ani nepregătit. Ce planuri ai pentru a doua parte a acestui an? Deocamdată nu s-a afișat un calendar competițional pentru noi anul acesta, dar s-a luat în vedere organizarea unui campionat mondial la sfârșitul anului și sper că se va ține acest campionat.